această zi de mare sărbătoare pentru toți românii, îmi face o deosebită plăcere să transmit ulcenilor cele mai călduroase felicitări și urări de sănătate, liniște sufletească, bunăstare și succes. Alături de dumneavoastră, dragi ulceni, îndrăznesc să cred că România are un viitor promițător. Împreună pășim spre o lume mai bună, spre o Românie prosperă. La mulți ani, ulceni, la mulți ani, români! Sărut mâinile doamnelor, domnișoarelor, bună ziua domnilor și bine ați venit la această sesiune extraordinară, unde cu emoții vom avea prilejul să scoatem în evidență doi oameni de mare valoare pe care îi îmbrățișez cu drag, i-am cunoscut câteva decenii în urmă. Ordinea de zi este formată din două puncte, iar Consiliul Local este legal constituit, așa că voi propune să supunem la vot ordinea de zi. Avem unanimitate, da? 19 voturi pentru. Voi da citire. Primul punct. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Tulcea domnului inginer Mihai Nicolae, personalitatea vieții economice și sociale a comunității tulcene. Supunem la vot. Cine este pentru? După această unanimitate, dacă sunt discuții, vă rog, înscriere la cuvânt. Doamna, domnul președinte, permiteți-mi să iau eu cuvântul, dacă vreți, și pentru primul nominalizat și pentru al doilea. Dar vreau să remarc cu plăcere că atunci când domnul președinte a supus la vot, au ridicat foarte mulți mâna, inclusiv cei din sală. Deci, ca dovadă că susținerea celor doi este chiar mai mult decât plenul Consiliului Local, lucru care nu face decât să ne bucure și să ne onoreze deopotrivă. Așadar, domnule prefect, mulțumim pentru prezență. Stimați consilieri, doamnelor și domnilor, domnilor invitați speciali, ați putea spune că în ceea ce mă privește, acest moment poate să fie un moment, să spunem, de oarecare rutină, nu? Având în vedere faptul că nu suntem pentru prima oară când mânmânăm acest prestigios titlu unei personalități din municipiu și poate și exercițiul funcției de câțiva ani poate să creeze cumva, să spunem, impresia că pentru primarul Hoxha este un oarecare moment de rutină. Nu. Să știți că împărtășesc aceeași emoție dumneavoastră cu distinșii nominalizați, cum de altfel am trăit același sentiment ori de câte ori am avut privilegiu și onoarea, noi, în plenul Consiliului Local, să acordăm acest titlu unor concitadini de-ai noștri care, într-adevăr, și-au pus clar amprenta pe ceea ce înseamnă bunul mers al comunității tulcene. Ultimul episod de acest gen, dacă vă aduceți aminte, cred că a fost anul trecut, în luna mai, nu-i așa, când am acordat titlul de cetățean de onoare altor doi distinși concitadini de-ai noștri, domnul dr. Bauman Henric, da? Un istoric prestigios, și
domnul coregraf, veșnic coregraf, veșnic tânăr, domnul Jora, pe care îl știe toată lumea, domnul Jora, care a fost coregraful, el fiind rus lipovean, dar a fost coregraful tuturor minorităților existente în județul Tulcea și nu numai. Iată că astăzi, în urma unor solicitări, rugăminți, recomandări, laudatio, luați-o cum doriți noastre, din partea unor asociații civile, asociații sociale, asociații profesionale, persoane fizice, instituții publice, repet, vorbesc pentru ambii invitați, am considerat în urma acestor solicitări că este momentul să conferim acest titlu de cetățean de onoare altor doi distinși membri ai comunității tulcene. Vă spuneam că sunt deopotrivă de emoționat pentru fiecare din aceste evenimente, poate cu atât mai mult în acest caz, pentru că am avut și am privilegiu să-i cunosc foarte bine pe cei doi domni. Domnul Mihai Nicolae, care mi-a fost și șef, evident că nu ăsta a fost criteriul, mi-a fost mentor, i-am fost ucenic, am avut foarte multe de învățat de la domnul primar Mihai Nicolae, îi datorez foarte mult în, haideți să spunem, devenirea mea administrativă, nu mă leg de politică când nu e cazul, și în experiența mea ca om de administrație și ca om. Din acest punct de vedere, în opinia mea, mă înclin cu respect în fața personalității domnului primar Mihai Nicolae. Legat de cea de-a doua personalitate, domnul Iancu Victor, nici unul, nici altul este clar că nu mai au nevoie de niciun fel de prezentare. Sunt oameni care și-au pus clar amprenta pe bunul mers al comunității. Atât domnul Mihai, nu neapărat în cariera domniei sale administrative, dânsul a condus foarte multe unități industriale din oraș înainte de a purcede înspre administrație. Domnul Mihai Nicolae în continuare este activ și este unul dintre cei mai de seamă consilieri ai instituției Consiliului Județean, lucru pentru care resimt oarecare invidie, dar asta este situația. Domnul Iancu Victor, conducător de unități industriale și agricole, conducător de unități hoteliere, susținător ar foarte multor demersuri care au venit către domnia sa cu maximă discreție, susținător și unul și altul a unor cazuri sociale deosebite. Oameni care ori de câte ori li s-a cerut un sfat și credeți-mă că eu am făcut-o, de foarte multe ori l-am primit cu maximă generozitate și cu gânduri bune. Pe lângă experiența dânșilor și aportul pe care l-au adus la bunul mers al comunității, nu întâmplător, am considerat că este bine ca acest moment să aibă loc, iată, în luna noiembrie. Intenția, vă spun, era pentru luna octombrie, dar din motive tehnice.
și venerabil la vârstă de 80 de ani, iar domnul Iancu Nicolae în luna octombrie a împlinit... Da, Iancu Victor, îmi cer scuze, a împlinit frumoasa și venerabilă vârstă de 80 de ani, 80, și spuneam eu cu mult respect domnului Iancu, am auzit și eu în zona clericală, cifra 8, cifra veșniciei, deci o vârstă frumoasă, o vârstă la care, iată, slavă Domnului, trebuie să mulțumim bunului Dumnezeu că și domnul Mihai Nicolae și domnul Iancu Victor sunt în continuare extrem de activi și sunt implicați extrem de profund în bunul mers al comunității din toate punctele de vedere. Lucru care este remarcabil. Evident că în această procedură pe care astăzi o derulăm am avut câțiva complici în sensul bun al cuvântului și vreau să le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au acordat. Începând cu domnul director Radu, continui cu domnul Năstac Gheorghe și cu domnul Spătaru Nicolae, domnul Costan Constantin, domnul Gavrilă Ștefan, prezenți aici și le mulțumesc frumos pentru prezență, instituția Consiliului Județean, care îi mulțumesc pentru solicitudine, căpitenia portului Tulcea, minoritatea italiană, sedul central, deci am avut o serie întreagă de oameni care au răspuns afirmativ și au venit, domnul Chichi Nicolae e prezent aici și mulți alții, îmi cer scuze dacă poate pe unii nu-i nominalizez, care au răspuns prompt solicitării noastre și și-au dat concursul pentru ca astăzi să fim, iată, în această situație extrem de fericită, spun eu, nu numai pentru cei doi distinși domni, ci sunt convins că pentru întreaga audiență și, dacă vreți, în mod special pentru mine. Evident că la mapa de susținere pentru acordarea acestui titlu există expunerile de motive, nu cred că este cazul să le dăm citire în plen, am convingerea că fiecare dintre noastre a avut timp să studieze și chiar nu știu dacă era neapărat de studiat, pentru că din prisma activității și meritele acestor doi oameni sunt ca o carte deschisă și cred că tot ce a fost de dovedit s-a dovedit și meritele dânșilor sunt incontestabile pentru ceea ce înseamnă comunitatea tulceană. Este un mare privilegiu pentru mine și o mare onoare ca în calitatea de primar și sunt convins că sunt și în asentimentul colegilor, iată astăzi sau începând de astăzi, 28 noiembrie, să mai avem încă doi distinși concitadini ai urbei noastre în rândul celor cărora cu adânc respect ne înclinăm și anume în rândul cetățenilor de onoare ai municipiului Tulcea. Văd foarte mulți oameni în sală cărora de asemenea le datorez foarte mult respect și recunoștință. Mă bucur că astăzi sunteți alături de cei doi domni. Iată, avem reprezentantul Guvernului în teritoriu, înțeleg că avem și reprezentanți din partea Consiliului Județean. Dați-mi voie acum să rog, dacă cineva din sală, în afară de spiciul primarului, dintre colegii consilieri sau dintre invitați, ar dori să spună câteva vorbe despre distinși domni, invit să o facă.
Vă rog, avem domnul vicepreședinte, v-ați retras foarte discret acolo în capătul sălii. Vă rog, poftiți la microfon. Mai dai și tu un mil. Există tot timpul această încurcătură la noi în Consiliul Județean, pentru că avem și Mihai Nicolae și avem și Nicu Mihai. Și la fiecare sărbătoare nu știm pe cine să felicităm. Astăzi îl felicităm pe domnul Mihai Nicolae și pe domnul Victor Iancu, pentru că, iată, după o viață întreagă în slujba administrației și celălalt în slujba vieții economice a urbei, primesc această titulatură. Într-adevăr, este un titlu bine meritat pentru ambii și aș vrea acum să vorbesc pentru colegul nostru, domnul Mihai Nicolae, pentru că este și un coleg de partid și un coleg din Consiliul Județean. Așa cum bine spuneați, domnule primar, este unul dintre cei mai buni membri din echipa Consiliului Județean, de aceea a fost ales de domnul președinte Horia Teodorescu în funcția de consilier personal. Știm că îl doriți, știm că doriți un transfer la primărie, însă nu este pozibil. În regulă, din 2020 mă regăsiți la Consiliul Județean și acolo mă voi întâlni cu domnul primar. Să știți că a spus multă lume pe gânduri cu această afirmație. Vreau să felicit pe inițiatorii acestui proiect, pentru că s-au gândit ca, iată, să aducă în fața dumneavoastră doi oameni de mare importanță, au ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani ambii. Știu că nu le convine, știu că își mai doresc încă 20 de ani de viață de acum încolo, dar asta este viața, dorim și noi să ajungem măcar la jumătatea realizărilor dumneavoastră și să primim această recunoștință pe care, iată, astăzi tulcenii, prin reprezentanții lor și prin membrii din sală, vă arată. Mărturisesc că am votat și eu pentru și cred că oricare din sală ar fi ridicat mâna dacă ar fi trebuit să voteze. Felicitări din nou și Dumnezeu să vă aibă în pază! Dacă mai este cineva care ar dori să... Domnul avocat Gavrilă Ștefan. Domnul avocat, dați-i microfonul, vă rog, domnule avocat. Pe domnul inginer Mihai Nicolae am cunoscut în anul 1968. Mai? Când proastă absolvent al unei facultăți bucureștene, am fost repartizat la primăria municipiului Tulcea. În această calitate a mea, deseori m-am întâlnit, chiar dacă nu ne cunoșteam, cu dumnealui, la diverse ședințe și instruiri care se țineau la nivelul Comitetului Județean de Partid. M-a provat tinerețea lui, precum și funcția importantă pe care o ocupa, aceea de inginer șef la una din principale întreprinderi de industrie alimentară pe atunci din municipiu, respectiv fabrica de legume fructe. Fusese transferat din județul Galați pentru a ajuta fabrica din Tulcea. Rezultatele bune și foarte bune obținute în această fabrică, competența profesională, seriozitatea de care dădea dovadă, stilul de muncă, apropierea de muncitorii din fabrică, dar mai ales surâsul permanent de pe fața sa, îl recomanda ca pe un viitor cadru de specialitate care avea un cuvânt greu. La foarte scurt timp a fost promovat în diverse funcții importante din județul Tulcea, printre care aceea de director în cadrul Comisiei Economice de pe lângă Comitetul Județean de Partid. În această calitate a avut o contribuție importantă la înființarea numeroase fabrici de industrie alimentară, ca fabrica de produse de carne, berea, fabrica de brânzeturi, de depozitul de legume fructe, a participat la extinderea fabricii de legume construirea unei noi fabrici de conserve de pește, precum și alte fabrici ale județului, precum fabrica de aluminiu, combinatul metalurgic, fabrica de produse de marmură, fabrica de confecție, șantierul naval, etc. Îl întâlnim participând la numeroase cursuri de ridicare a pregătirii profesionale. Urmarea acestor cursuri este numit șeful centrului de calcul al județului,
organizăm și pregătim generație de programatori. În toți acești ani a dovedit multă seriozitate, competență, o putere de muncă cum rar se poate vedea și ceea ce este mai important este calmul și mai ales surâsul permanent care îi se putea citea pe față, deși poate în sinea sa nu toate îi mergeau permanent bine. Când după Revoluția din 1989 a intrat ca membru al PD, am privit cu foarte multă neîncredere asupra capacității sale de adaptare la noile condiții. În 1990 îl întâlnim primar al interimar al municipiului Tulcea. În această calitate a dat dovadă de concepere și mai ales de înțelegere față de multiplele probleme cu care se confrunta populația municipiului. În anul 1992 a câștigat alegerile pentru mandatul de primar. Am bănuit că viitorul său va fi de acum încolo în administrația locală, fiind capabil să înțeleagă și să rezolve problemele cetățenilor din municipiul Tulcea. În februarie 1993, în urma unor neînțelegeri și cerințe a noilor revoluționari care vreau să schimbe întregul aparat de stat, am luat hotărârea să plec din sistem și să mă dedic cât timp mi-a mai rămas la cadrul activității mele, avocaturii. Nu însă mi-a fost mirarea când, la o săptămână după plecarea mea, m-am trezit cu domnul inginer Mihai la barou. Venise cu rugămintea întoarcerii mele în aparatul propriu, pentru că, spunea dânsul, este nevoie de mine acolo. Ambiția mea însă nu a fost mai mare și nu am cedat, eu văzându-mi de noua mea funcție. Aceasta însă nu a rămas fără urmări, mai ales era pentru prima dată când un conducător de unitate și mai ales de administrație mă ruga să mă întorc înapoi. În perioada celor două mandate ca primar a dat dovadă și în această nouă calitate a sa, dar mai bine zis, nu chiar nouă, pentru că fusese interimar, să se poate descurca. A privit însă cu amărăciune cum aproape toată munca noastră de ridicare a județului s-a dărâmat. Toată industria alimentară, grea, ușoară, tot ce am construit, rând pe rând, s-a demolat și și-a închis porțile. După ce a încetat calitatea de primar, a ocupat diverse funcții, printre care aceea de secretar personal al senatorilor, deputaților, ai județului Tulcea, ajutându-i pe aceștia să ducă sarcinile la bun sfârșit. De aceea, acum când se pune problema recunoașterii meritelor sale la bun mers al acestui județ, nu pot decât să munesc glasul meu împreună cu a inițiatoră și să-l susțiu cu toată ființa mea. În același timp, nu pot să nu mă alătur și celuilalt grup ce a prezentat contribuția unor alte personalități la dezvoltarea județului, domnul Iancu Victor, urându-le la ambii viață lungă, putere de muncă și mai ales multă sănătate. Dacă mai este cineva care, domnul Chichi, domnul Năspac, știu că și-a exprimat permisa de a spune câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, onorată asistență, reprezint organizațiile de pensionari și toate persoanele vârstnice din județul Tulcea, în președintele Consiliului Județean al persoanelor prezente. Aș dori foarte pe scurt să fac o caracterizare pentru domnul inginer Mihai Nicolae, sărbătoritul de astăzi. Domnul inginer Mihai Nicolae se întristează atunci când nu răspunde binelui primit cu bine. Domnul inginer Mihai Nicolae se bucură atunci când cineva, dacă îl supără, nu-i răspunde pe măsură. Domnul inginer Mihai Nicolae primește cu obiectivitate orice apreciere sau critică la adresa realizărilor sau greșelilor sale. Asemenea, tip de personalitate foarte rar întâlnește în viață. Doresc să-i felicit pe cei care au întreprins acest demers de a-i acorda titlul de cetățean de onoare,
Se doresc timp îndelungat să poarte cu pe povara acestui titlu și să îi urăm și noi tot toate cele bune pentru activitatea viitoare. Vă mulțumesc și mă scuzați de bine. Domnul consilier Vichy Nicolae. Bună ziua tuturor! Într-adevăr, e un moment emoțional. Eu am lucrat la începuturile activității mele politice, pot să zic, cu domnul Mihai Nicolae. Am făcut parte dintr-un consiliu local și mi-aduc aminte cu mare plăcere de această activitate politică, pot să zic, la început. În schimb, în 2012 am întâlnit o persoană excepțională. Încet, încet mi-am dat seama cum este să conduci o unitate foarte grea, cât de mult trebuie să te implici în a face bine acestui județ, ce sistem relațional trebuie să ai ca să poți să faci față cu un asemenea serviciu public. Această persoană pe care am cunoscut-o este domnul Iancu Victor, pe care noi astăzi cu toții îl sărbătorim. Și ne dorim să intre în această echipă de persoane publice, speciale, cetățeni de onoare ai orașului și, pot să zic, și ai județului nostru. Domnul Iancu Victor ne-a aruncat în luptă pentru că nu cunoșteam această activitate de serviciu public privind transportul de pasageri și de mărfuri de strictă necesitate în Delta Dunării. Vreau să vă spun că din 2012 încercăm să ridicăm la cote înalte această activitate și l-am avut aproape cu sfatul, cu îndrumarea, cu cunoștințele noastre ca să ducem acest serviciu la bun sfârșit. Ca să-l ducem, eu știu, de calitate foarte bună. Am emoții, să știți, pentru că n-am avut ocazia să vorbesc foarte mult în public despre domnul Victorian. Vreau să le urez sănătate amândorora, să ne ajute în continuare, să ne ducem și noi munca, eu știu, la bun sfârșit. Și le urez toate cele bune. Să nu vreau, domnilor și domnișoarelor, motivatorilor, felicit inițiatorul acestui proiect, îi felicit pe cei doi domni care de azi devin cetățeni de onoare, dar aș vrea să evidențiez în privința domnului Iancu Victor două lasuri pe care nu le cunoașteți. În primul rând, domnul Iancu Victor are foarte multe realizări, este un om generos, un modest, un om integru, un om corect. Și aș vrea să vă spun că în perioada dintre multe realizări, în perioada 83-87, a fost un susținător fervent al echipei de fotbal, echipa emblema a municipiului și județului Tulcea, Delta Tulcea. Deci, la noi a susținut în perioada aceea o întreagă echipă, o întreagă familie, da? Ceea ce altul pot susține poate instituții publice ale statului. Pentru asta îi mulțumesc domnului Iancu Victor, l-am apreciat și l-am apreciat în continuare, am învățat multe la dânsul, mai ales aceste calități morale, intransigență, integritate și corectitudine, chiar mi le-am însușit. Mulțumesc domnule director! Succes în continuare și multă sănătate, viață lungă vă doresc, amândurora. Vă rog, doamna vice. În spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică. Eu vreau să vorbesc despre doamna Mihai. Și vreau să vă mulțumesc, doamnă, pentru bunătatea dumneavoastră,
pentru toleranța și atașamentul pe care l-ați avut de-a lungul acestei perioade pentru domnul Mihai. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi. Pentru că domnul Mihai, și vorbesc acum în calitate de colegă, cu, îmi permit să spun asta, domnul Mihai, întotdeauna ne-a sfătuit și ne-a îndrumat cu fapte și cu vorbe bune și știm că le avea de la dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit pentru tot ce ați făcut. Felicitări și domnului Iancu pentru activitatea și pentru implicarea dumneavoastră în activitatea noastră. Mulțumesc frumos! Elogii frumoase la adresa celor doi, numai că aș dori, pentru că așa e procedura să ia fiecare punct, și noi să reparăm ceva. Să trecem la punctul 2 și după aceea să avea cuvântul să-i lăudați și să aduceți elogii celor doi domni. Supun. Proiect de hotărâre privind oferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Tulcea domnului economist Iancu Victor, personalitatea vieții economice și sociale a comunității tulcene. Acum vă rog la înscrieți-vă la discuții. Ați voturile, vă rog. În unanimitate. Nu, și sala, nu. 19, cu 19 voturi a fost votat proiectul. Discuții. În primul rând, felicitări inițiatorilor acestui proiect deosebit. Este o adevărată sărbătoare pentru noi să îi denumim cetățeni de onoare acestor două elite, nu numai a Tulcei, ci și a județului Tulcea. Domnul Iancu Victor îl cunosc de mult timp. Activitatea dânsului poate reprezintă și pentru noi niște modele de cum trebuie să se prezinte una din unitățile de elită pe care le conduce astăzi. Spun unități de elită fiindcă, deși dânsul este și a fost discret, nu s-a scris prea mult, dar dânsul a făcut foarte mult, mai ales pentru turismul dobrogean și nu numai dobrogean, chiar național, pentru turismul internațional. Modul în care dânsul a acționat și a făcut o echipă de elită cu care a realizat foarte multe proiecte și care a dus la o laudă pentru turismul tulcean. Îl felicit pe domnul Iancu, îi doresc multă, multă sănătate în continuare, să fie activ și să ne fie în continuare un model și să ne ajute în proiectele pe care noi, generația aceasta, avem nevoie. La fel și pentru domnul Mihai Nicolae. Așa cum spunea doamna vicepreședintă, viceprimăriță, pe doamna Mihai o cunosc fiindcă a lucrat la întreprinderea de conserve de pește și a fost acolo însă un model în ceea ce privește activitatea și, așa cum a spus doamna Andaluzia, poate în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică. Le doresc la amândoi să poarte cu cinste acest titlu, mult timp și multă sănătate. Domnul director Costan, parcă v-ați exprimat dorința. Domnul primar, doar consiliul. Eu mi-am spus punctul de vedere în materialul care l-am prezentat și pe care îl aveți la mapă. În plus, ar vrea să informez Consiliul Local că ambele personalități pe care le aveți aici în față le cunosc de peste 40 de ani. Dacă este mult sau este puțin, apreciați dumneavoastră. Cu domnul Mihai Nicolae am lucrat sub umbrela sa timp de 10 ani.
fapt pentru care cel care încă nu-l cunoaște pe domnul Mihai Nicolae sau vrea să-l cunoască, îi propun un studiu de caz. Se fac o plimbare cu domnul Mihai Nicolae de la piața veche până la piața nouă și mod sigur se va lămuri cine este Mihai Nicolae pentru municipiul Tulcea. Eu le doresc multă sănătate și Dumnezeu să-i țină în viață cât mai mult și să ne bucurăm de prezența lor, atât ca oameni, cât și ca cetățeni de onoare a municipiului Tulcea. Să trecem la următoarea fază, dar până atunci am o surpriză, am pe cineva care vrea să adreseze câteva cuvinte celor din sală. Domnul Feldman, bună ziua, vă ascultăm. Sigur, vă auzim, domnul Feldman. Amin. Mulțumim! Mulțumim, domnul Feldman! Mulțumim! La revedere! Mulțumim. Un alt cetățean de onoare, Carol Feldman din Israel. Mulțumim frumos! Permiteți-mi să întrec la următorul pas din procedura vestivă. Conferă titlul de cetățean de onoare domnului Iancu Victor pentru abnegația implicării în viața socială economică a municipiului, pentru promovarea turismului și comerțului la standarde calitative competitive. Ținuta morală impecabilă și gustul rafinat pentru manifestările culturale veritabile pe care le-a încurajat,
printr-un mecenat generos, îl așează între oamenii de seamă ai orașului ca onorabil exemplu. Cetățean de onoare al municipiului Tulcea, Iancu Victor, evident că îi vom înmâna și cheia orașului. Da? Știți? Să le mai puteți să-l mâna. Tot Vocea vă cheamă și te asemenea. Da, tot Vocea, da. Neamurile mele. Bun. Consiliul Local al Municipiului Tulcea conferă titlul de cetățean de onoare domnului Mihai Nicolae pentru întreaga activitate pusă în slujba municipiului. Ca prim edil și reprezentant ales în structurile comunitare, în numeroase mandate, a ridicat politica la rang de administrație corectă, pertinentă și echidistantă în interesul tuturor cetățenilor. Ca inginer specialist și-a pus priceperea la zidirea continuă a urbei, promovând proiecte necesare de infrastructură și programe de reabilitare, fără de care Tulcea nu ar fi ceea ce este astăzi. Felicitări, dumneavoastră! De asemenea, pentru domnul primar Mihai Nicolae, cheia orașului. Haideți că facem așa ca să... Da? Hai, Nica, să rămâi la mine. Încă o dată aplauze pentru cine. Să mai rămâneți, pentru că mai am o surpriză pentru doi oameni care le datorez foarte mult respect și cu care am avut privilegiul să lucrez și chiar merită din plin acest lucru. Diplomă de excelență se acordă domnului Costan Constantin în semn de apreciere pentru întreaga activitate. Diplomă de excelență se acordă domnului Ștefan Gavrilă în semn de apreciere pentru întreaga activitate. Vă mulțumim mult de tot și vă dorim multă sănătate. Deci, diploma și premiul noastră. Aplauze pentru toți patru!
cei doi proaspeți cetățeni de onoare, într-o ordine pe care dânșii o aleg, să ne spună și nouă câteva cuvinte. Și să ne... mai mare. Domnule primar, domnule vicepreședinte, stimați consilieri, dragi prieteni. A început rutina să mă lasă și pe mine de data asta, chiar dacă de vreo 50 de ani tot vorbesc public așa. Aș vrea să fac câțiva pași și o retrospectivă în lunga carieră profesională de 54 de ani, în cartea de muncă, 54 de ani, este o viață, și din această viață aș vrea să aleg câteva secvențe semnificative. Cea de tehnician și inginer în industria alimentară și în dezvoltarea celorlalte ramuri industriale care au fost strict legate de activitatea noastră atunci când eram tineri. O perioadă care mi-este foarte dragă și s-a întins în perioada anilor 1976-1987, când am început apostolatul în introducerea modernizării în conducerea economiei, și anume atunci când cu o trupă de copii excepțional, cibernauții mei de la centrul de calcul, și care sunt aici niște crema centrului de calcul, este aici alături de mine, copii deștepți, sclipitori, care ne-au adus în situația ca fără meseria lor, fără munca lor, să nu putem face nimic, nici în gospodărie, nici la servici, peste tot, calculatorul este peste noi, calculatorul este peste noi. Cei care au făcut primii pași, începând cu cartelele perforate, până la aceste minuni, într-un telefon avem un calculator, 1000 de calculatoare, care eu le aveam într-o sală la șantierul naval de 400 de metri pătrați și nu încăpeam. O altă perioadă a fost apostolatul în administrația de tip nou. Primăria în 1990-1996 avea o anume culoare, o anume nuanță, un anumit parfum care trezese nostalgii de câte ori colegii din Consiliul de atunci. Trece ei aceeași nostalgie a relațiilor care erau între noi, a bunei credințe pus în slujba comunității. Munca de administrație este o muncă frumoasă. Am avut alături colegi de echipă care au performat întotdeauna copiii, depășesc părinți. Eu am făcut 2 mandate, domnul Hoci a făcut 4. L-aștept să-i predau postul de consilier la Consiliul Județean și o să-mi văd de treburile mele. Mulțumesc! A venit a treia perioadă de... Asta e perioada. Caută și nu găsești. Perioada când am început din ceea ce am acumulat să dau și altora ce am consiliat demnitar, începând cu Bogdan Niculescu Duvăț, 4 ani director de cabinet parlamentar, a urmat Teodorescu, deputat parlamentar, 4 ani șef de cabinet, și apoi încă 4 ani consilier la cabinetul președintelui, unde nivelul de administrație este foarte, foarte ridicat și foarte implicat în ceea ce se întâmplă în județul Cluj. Și am ajuns astăzi, că nu mă așteptam să fiu așa de iubit. Vă mulțumesc din suflet și să fiți sigur că rămân așa până la sfârșitul sfârșitului. În momentul în care mi-a dispărut smile-ul, zâmbetul înseamnă că trebuie să plec acasă. Mulțumesc foarte mult!
microfonul prietenul meu de viață, i-am cuvintat. Mulțumesc, am. Niciodată n-am așteptat la bunul tău. Nu are eu știu. Da, să iei cuvântul după domnul Mihai, e destul de greu, destul de complicat, dar oricum ne asum acest risc. Ce să vă spun despre mine, cred că... S-aude? Da, aproape, țineți aproape. Mai aproape de gură, da? Ce să vă spun despre mine, cred că efectiv foarte mulți, era exact cum a spus și domnul Șahov, mi-a fost fotbalist, nu? Da. Și era o extremă extraordinară. Da, am încercat, în primul rând, moștenirea că am luat-o din familie, valorile respective care mi-au fost insuflate de când era copil mic, în sensul cultul muncii, cultul respectului, cultul, cum să vă spun, de a ajuta aproapele, de a te implica în soluționarea unor probleme, chiar dacă erau minore la început, dar pe parcurs ele pot deveni majore. Aceste valori au fost călăuza mea în viață și am reușit, și vă mulțumesc și familiei și celor care au lucrat și lucrează cu mine, le-am împărtășit și le-am înțeles și le propagă și ei și mă bucur că în urma mea rămân totuși oameni care au apreciat aceste valori, le-au dat și ei la rândul lor, generațiilor care urmează. Întâmplarea a făcut... Cine m-a tăiat sau nu? Întâmplarea a făcut ca, eu știu, la vârsta de 14 ani, neîmpliniți încă, să ajung în Turcia la o școală medie tehnică, am terminat tot din industria alimentară ca și prietenul meu, Mihai. Am lucrat în pescărie aproape 10 ani de zile, la industria peștelui. Viața m-a dus ca să ajung, la un moment dat, și conducător la centrala de avionuri ca director comercial. Viața m-a dus, după aceea, în activ de timpul și de stat, cum era atunci, la Comisia Economică, unde am fost colegi. Și nu suntem străini de realizările. Eu, în domeniul desfacerii mărfurilor, comerț, cooperație, turism, Mihai în domeniul industriei alimentare. Acești ani ne-au format, ne-au călăuzit, ne-au perfecționat, ne-au făcut, eu știu, oameni ca la rândul nostru să devenim formatori de oameni. Și nu regretăm acest lucru. Nu ne uităm înapoi cu mânie. A venit anul 1989, an de o cotitură deosebită în viața tuturor. Unii s-au adaptat, alții au înțeles că viața merge înainte. Cred că am fost unul dintre persoanele care am continuat să fiu pe aceleași valori. Mihai nu v-a spus. I-a promis că spun. Spun? Bun. Cum a ajuns prima? Dacă vă aduceți aminte, cei care au trăit evenimentele, Barbu Popescu era mai apropiat de mine pentru că el a fost o perioadă surghiunit de la Tulcea, vă rog, cei mai în vârstă își aduc aminte. Eu am respectat în primul rând pe doamna, care era o femeie deosebită și a fost colegă cu mine la Centrala Delta Dunării. Când a venit el aici, adus de tulceni, s-a apropiat de mine și, între alte, mă rog, discuții, m-a întrebat cine ar putea fi bun primar la Tulcea. Sigur că eram obligat pentru turceni în primul rând, dar și pentru, eu știu, viitorul județului și al municipiului, să recomand pe cineva pe care îl cunoșteam. Și l-am recomandat pe Mihai. Dar i-am cerut să nu spună cine l-a recomandat. Sigur că Barbu Popescu l-a chemat și i-a propus lucrul ăsta. Domnul Mihai n-a dat răspunsul imediat, zice, vă consult cu un prieten. Și a venit la mine. Iar eu i-am dat un răspuns, îl spui tu sau îl spui? Îl spui eu. Dar de băi, ce se întâmplă ăștia, vor să mă pună primar, tu turci ce zici? Băi, Mișulică, decât să vină altă împit, mai bine tu. N-am spus.
spus-o ca fiind ceva mai spectaculos. Este adevărul adevărat. Sigur că viața ne-a pus în situația ca eu să fiu director la, mă rog, numit aici la UCA, cum era înainte, da? A venit privatizarea. Dacă nu știți, vă informez eu că efectiv au fost prima dată 89 de acționari, prin metoda MEPO. S-a făcut privatizarea și am pornit de la un cămin de cazare și o cantină. Astăzi, unitatea, cu colectivul care l-am avut și l-am format în timp, da? Are hotel de 3 stele, avem un complex turistic, avem un parc de aproape 10 nave la Europolis și la Dunăre și în complexul Sovova Parcheș. Avem hotel plătitor în delta. E munca oamenilor, nu a mea. A venit anul 99, când Navrobul s-a blocat. Efectiv, au venit de la Galați, cei care erau patroni acolo, da? Și a apelat la mine ca să-i salvez. Prima dată, dacă vă spun o chestiune, o să mă credeți. Au spus, ți le dăm gratis, numai să mă cheme prefectul, care domnul Vasiliu era cu mâna pe Biblie, întotdeauna când intrau ei în cabinetul lui să dea, eu știu, cu subsemnatul. Și efectiv am cerut o perioadă de o săptămână, două, ca să pot să fac o analiză. Am făcut o analiză și mi-am spus, da, o iau, dar pun o condiție. Care? Să fie societate la Tulcea. Și Consiliul Județean să devină acționar. Au acceptat această condiție și așa Navrom a rămas la Tulcea. A fost prima dată când am salvat Navrom. A doua oară, vreau să vă spun, pentru că mai umblă niște zvonuri așa și, mă rog, nu prea am convins mine, a doua oară a fost anul trecut, în 2016. Ca grupul de firme TTS, din care făcea parte și Navrom, și face parte și Navrom, da? Nu Delta Tulcea. Efectiv, trebuia să ia, are ca acționar minoritar, cu 10%, Banca Mondială, care i-a pus și astea o condiție. Listare pe bursă. Ca să listeze pe bursă, nu trebuie să ai unități care sunt subvenționate de stat și nici cu pierdere. Ceea ce intra și în categoria Navrom Delta Tulcea. S-a discutat cu câțiva parteneri care vreau să cumpere. Când i-am întrebat ce vreți să faceți cu navele astea. Toate la fel vechi. Cum la fel vechi? Da, aducem de astea cu propulsie electrică, să fac experiențe acum prin Olanda, prin Norvegia, prin Suedia, prin alte țări. Zic, și oamenii Delta au ajuns, scopa e dumneavoastră, cel care era patronul care deține 51%, le-a dat drumul să plece și a dat seama cine sunt. Și efectiv mi-a spus mie, pa! De ce nu se mai aud? Le iei tu. Cum să le iau eu? Că n-am bani. Nu mă interesează, le iei tu. Mi le dai în rate? Da. Și așa a ajuns domnul Iancu, da? Să dea o garanție de 10 ani că mai trăiește și să încheie contracte cu plata în rate timp de 10 ani. Așa a ajuns domnul Iancu să pună în garanție absolut tot ce are, inclusiv apartament, ca să poți să salvezi efectiv pentru a doua oară Navrom. În condițiile astea, activitatea se desfășoară normal și domnul Chiche de multe ori mi-a spus, habar n-au mulți ce înseamnă Navrom pentru Delta. Și așa și este. Deci am ținut să vă dau mai multe, eu știu, date ca să se clarifice și vă mulțumesc domnul primar că și domnul președinte că mi-ați dat posibilitatea asta, să se înțeleagă că aici trebuie să punem umărul toți. Și pentru faleză, cum s-a pus umărul, și pentru Navrom, și pentru alte domenii de activitate, când e vorba de urbea noastră, de municipiul nostru. Și eu vă asigur, în continuare, v-am spus că mai am de trăit încă 10 ani, garanție dată, înscris, vă asigur că voi fi alături de dumneavoastră în toate acțiunile care le veți face. Vă mulțumesc mult! Acestea fiind zise, putem să conchidem că prima parte a întâlnirii de astăzi s-a consumat. Mulțumim încă o dată tuturor celor care au ținut în mod deosebit să fiți alături de cei doi
cetățeni de onoare în municipiul Tulcea, le dorim încă o dată multă sănătate dânșilor și să fie de folos întregii comunități, pentru că acum deja au o obligație în plus față de comunitate, fiind și cetățeni de onoare. La mulți ani și numai bine! Declarăm ședința extraordinară închisă și continuăm o pauză de 5 minute, după aceea vom porni. Consilier. Domnilor, sunt prezenți în sală 19 consilieri. Deschidem ședința ordinară a Consiliului Local. Avem ordinea de zi formată din 33 de puncte cu punctul diverse. Vă supun aprobării ordinii de zi propusă de executiv. Cine este pentru? Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 26 octombrie 2017. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 1 noiembrie 2017. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul DREN, preluare apă subterană la centrul multifuncțional Sofia, municipiul Tulcea, strada Victoriei numărul 101 și a indicatorilor tehnico-economici. Au fost avizate comisiile 1, 2, 4 și 5. Vă rog avizele. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 4, Comisia 5. Sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidare Ravenă, strada Timpuri Noi, numărul 10, etapa a doua, municipiul Tulcea și a indicatorilor tehnico-economici. Sunt avizate comisiile 1, 2 și 5. Vă rog avizele. Comisia 1? Comisia 2? Comisia 5? Vă mulțumesc. Supunem la vot. Sunt discuții? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul reabilitare grădinița numărul 3, strada Mircea Vodă numărul 47, municipiul Tulcea și a indicatorilor tehnico-economici. Sunt avizate comisiile de specialitate 1, 2, 4 și 5. Avizele vă rog. Comisia 1, 2, Comisia 4, Comisia 5. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul modernizarea parcului auto de transport călător din municipiul Tulcea prin achiziționare de vehicule nepoluante pentru transport public. Sunt avizate comisiile 1, 2, 3 și 5. Vă rog avizele. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, Comisia 5. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea și procesarea la rampă ecologică a deșeurilor rezultate din construcții și demolări din municipiul Tulcea. Sunt avizate comisiile de specialitate 1, 3 și 5. Avizele, Comisia 1? Favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Favorabil în amendament. Vă rog. Articolul 1,
se neagă valoarea fără TVA de 125,4 de tone. Se pune la vot acest amendament, dar înainte să vedem domnul... Ați avut discuția. Se pune la vot cine este pentru amendament. Supunem la vot hotărârea modificată în întregul ei. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru... emiterea aviz salubritate în vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție. Scuzați, aveți dreptate. Să le bifez. Ok. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor voluminoase de la persoane fizice și juridice din municipiul Tulcea. Sunt avizate comisiile 1, 3 și 5. Comisia 1? Comisia 3? Comisia 5? Să punem la vot acest amendament. Cine este pentru? Hotărârea în întregul ei. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru emiterea aviz salubritate în vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Sunt avizate comisiile 1, 2, 3 și 5. Comisia 1? Comisia 2? Comisia 3? Comisia 5? Se pune la vot acest amendament. Cine este pentru? 20 de puncturi și hotărârea în integralitate completată. Se pune la vot hotărârea. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea numărul 72 din 30.03.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a stadionului Delta, situat în Tulcea, strada Tineretului numărul 2 și a tarifelor de închiriere a bunurilor din patrimoniul acestuia. Sunt sesizate pe fond comisiile 1, 3 și 5. Vă rog, comisia 1, avizele. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Se pune la vot acest proiect. Proiect de hotărâre privind atribuirea mijloacelor fixe, achiziționate și recepționate în cadrul contractului de furnizare autobuze pentru transport public urban. Două bucăți. Sunt avizate comisiile 1, 3 și 5. Avizele, vă rog. Comisia 3. Comisia 5. Se pune la vot acest proiect. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Eternității, înregistrată la poziția 36 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea,
În sfârșit, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 133, din 30.10.2008, conform măsurătorilor topo-cadastrale, de la 17,10 metri pătrați la 17,597 metri pătrați, în vederea înregistrării în cartea funiciară. 17.597. Sunt avizate, sunt comisiile 1 și 5. Comisia 1? Favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferente străzii Mahmudiei, înregistrată la poziția 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, în sfârșit prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 133 din 30.10.2008, conform măsurătorilor topo-cadastrale, de la 21,700 metri pătrați la 31,420 metri pătrați, în vederea înregistrării în cartea funciară. Au fost sesizate comisiile 1 și 5. Comisia 1? Favorabil. Comisia 5? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Babadac, înregistrată la poziția 10 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, în sfârșit prin hotărârea Consiliului Local Municipiul Tulcea, același număr, conform măsurătorilor topocadastrale, de la 39,140 metri pătrați la 50,203 metri pătrați, în vederea registrării în cartea funciară. Sunt sesizate pe fond comisiile 1 și 5. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Isacciei, înregistrată în poziția 55 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, în sfârșit prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 133 din 30.10.2008, conform măsurătorilor topo-cadastrale, de la 79,200 metri pătrați la 97,074, în vederea înregistrării în cartea funciară. Sunt sesizate comisiile 1 și 5. Comisia 1? Favorabil. Comisia 5? Favorabil. Se pune la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea terenului în suprafața de 843 metri pătrați, situat în municipiul Tulcea, strada Păcii, pentru drumul stradal, fără registrare, carte funciară. Sunt sesizate comisiile 1 și 5. Comisia 1? Favorabil. Comisia 5? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind darea în administrare către SECE Servicii Publice ESA unui număr de 9 platforme colectare gunoi aparținând domeniului public al municipiului Tulcea. Sunt sesizate comisiile 1 și 5. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere pentru conducta de gaze asupra imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea și în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială, situat în Tulcea, strada 14 noiembrie, numărul 14, în favoarea numiților Creițe Constantin și Iachimov Otilia. Sunt sesizate comisiile 1 și 5. Comisia 1? Favorabil. Comisia 5? Favorabil. Se pune la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre
pentru acordul de principiu privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere Administrarea Patrimoniului Tulcea în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean a bunului imobil, infrastructură de acces cheu portuar Tulcea în suprafață de 16.588 metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 40.039, cartea funciară 40.039, în vederea realizării unui proiect de interes public județean de dezvoltare a portului Tulcea. A fost sesizate pe fond comisiile 1 și 5. Comisia 1? Favorabil. Comisia 5? Favorabil. Spune la vot cine este pentru. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Discuții, poftiți. În calitate de inițiator doresc să fac câteva precizări, în special pentru cetățenii orașului municipiului Tulcea, pentru că colegii știu despre ce este vorba. De ce s-a ajuns la acest demers? Pentru că această investiție, acest proiect, presupune niște eforturi financiare considerabile. Bugetul local, dar și bugetul județean și nici de la Guvernul României nu putem să avem o astfel de sumă. Așadar, s-au făcut demersuri de identificare a finanțării prin fonduri europene. Prin axa prioritară operațional, program operațional infrastructură mare, axa 2, s-a identificat eligibilitatea modernizării acestei faleze. Dar parteneriatul, adică noi în parteneriat cu Consiliul Județean, nu este eligibil. Dar în administrare efectivă, fără să se facă transferul de proprietate, nu este eligibilă. Știți că de-a lungul anilor, atât domnul primar, cât și președintele Consiliului Județean, actual și foștii, au făcut demersuri pentru redarea, cum ne place nouă să spunem, a falezei orașului Tulcea, orașului Tulcea și a județului Tulcea, pentru că până de curând a fost în administrarea, știți foarte bine, a entității din Galați. Potrivit legii 213 privind bunurile proprietate publică, trecerea unui bun din domeniul public al unității administrative teritoriale a municipiului Tulcea în domeniul public în administrarea Consiliului Județean se face prin hotărâre de Consiliul Local, declarându-se un bun de interes local și un bun de interes public județean. Știu că este o situație delicată, practic municipiul Tulcea trebuie să renunțe la această suprafață de aproximativ 16.000 de metri pătrați, care desigur știți că ea generează câteva venituri, aproximativ 100.000 de lei pe an, venituri provenite de la închirierea anumitor spații destinate unui comerț stradal sau activități desfășurate cu ocazia zilei municipiului Tulcea. Vreau să vă spun că acest proiect este aproximativ apreciat în jur de 35 de milioane de euro, între 35 și 40 de milioane de euro fără TVA. Cofinanțarea presupune 2%. Aceste lucrări prevăd consolidarea cheului, prevăd infrastructura și racordurile la rețelele existente, pentru că știți sau că există o rețea de alimentare cu apă pe care trece, traversează practic faleza. Vă reamintesc de asemenea că bugetul municipiului Tulcea este aproximativ de 42 de milioane de euro pe un an, cel puțin pe anul fiscal 2017, iar suma alocată prin buget investițiilor este aproximativ 9 milioane.
Un simplu calcul matematic ne demonstrează că nu avem un suport financiar să demarăm o astfel de investiție. Municipiul Tulcea, Consiliul Local Tulcea, nu este entitate eligibilă prin accesarea acestor fonduri. În ultimii ani nu s-au putut realiza decât anumite reparații modeste, acolo unde a fost cazul, și nu pentru că nu și-a dorit administrația publică locală să facă acest lucru, ci pentru că nu există fonduri necesare de investiție pe această faleză. De aceea am inițiat acest proiect de hotărâre. Este singura oportunitate de finanțare pentru consolidare și pentru modernizarea falezei. Dacă Consiliul Local Tulcea decide că nu este de acord să facă acest transfer de proprietate, desigur, noi vom rămâne cu partea noastră, în modul în care este ea așa cum este. Probabil se vor găsi sau nu știu, fonduri necesare de a investi în această faleză. Consiliul Județean oricum își va demara în continuare investiția de consolidare și de amenajare, numai că trebuie să ne gândim că este un proiect unitar, că faleza trebuie să arate într-un anumit mod și că nu cred că este în regulă să lăsăm vitejită partea noastră de faleză și să privim în partea dinspre mal și dinspre Dunăre, că va arăta într-un alt mod. Acesta este motivul pentru care eu am inițiat acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Dacă mai are cineva... Mai bine, domnul președinte, am luat avizele, toate avizele comisiei, nu le-a făcut. Așteptați puțin. A cerut. Da. Vă rog, au fost avizate comisiile 1 și 5. S-au luat avizele. Abonat. Da. Și a cerut cu buntarea doamna vice. Dacă mai e cineva, mai poate interveni. Nu, domnul președinte, dar da, vă rog. Și mie. În comisiile economice au fost 4 cu un vot, dar votul împotriva a fost al meu. Stimați colegi, doamna viceprimar a fost atât de patetică încât îmi vine să plâng. De acest imobil de acces, da, portuar, are o denumire generică, faleza municipiului Tulcea. Da? Faleza municipiului Tulcea, unde se desfășoară zilele municipiului Tulcea. Niciodată nu poți zice zilele municipiului Tulcea pe faleza județului Tulcea. Eu stau și vă întreb. Deci în 2012-2016, perioada aceea, da, împreună cu domnul primar, am implementat investiții de sute de milioane de euro, da? Dacă vă aduceți aminte. Nu de 30 de cât ați spus. Și asta e o cifră relativă. 30 de milioane. S-ar putea să fie mai puțin prin scoaterea la licitația proiectului și să ajungă mult mai puțin, da? Dar stau și mă întreb de ce n-ați inițiat proiectul invers? Să vină de la județ? Cheul la noi la primărie. Da? Pentru că nu este eligibil, domnul Șafă. Am ascultat, doamna vicepreședintă. Mi-a spus o întrebare, v-am răspuns. Nu este eligibil. Dar nu m-ați ascultat. Consiliul Local nu este eligibil în ecuația aceasta în accesarea fondurilor europene. Nu din alte motive. Din programul operațional, infrastructură mare, deci nu este eligibil. Nu, doar Consiliul Județean. Credeți-mă că am fost și personal la Ministerul Dezvoltării. Deci nu ne jucăm cu lucruri de genul acesta. Știam că acest mecanism, da, de investiții integrate, ITI, da, unde și noi suntem asociați, deci este accesat pentru toate comunitățile locale din Delta Dunării, da, inclusiv municipiul Tulcea. Cum noi nu suntem noi eligibili acolo? Nu știu. Deci entitatea care este eligibilă prin ghidul operațional, care nu este elaborat nici de Guvernul României, nici de Consiliul Județean, nici de Consiliul Local Tulcea, ci de Uniunea Europeană, aceasta este eligibilă, această entitate este eligibilă Consiliul Județean. Nu este vorba doar de Tulcea. Discutăm pe întreg, pentru că infrastructura mare se face pe raza teritoriului României, nu doar la noi.
Nu știu. Eu știu că este. Această informație și eu știu, poate dacă e cineva în măsură să ne explice, e foarte bine. Sunt colegi, puteți să cereți punct de vedere și am cerut punct de vedere. Domnul ministru al fondurilor europene a făcut demersuri către Uniunea Europeană ca să modifice aceste condiții, măcar în parteneriat, să venim cu Consiliul Județean. Nu este eligibil. Credeți-mă că nici pentru Consiliul Județean nu este ușor acum să se trezească că trebuie să aloce cei 2% cofinanțarea, da, din această valoare pentru această investiție. Nu este ușor pentru nimeni. Dacă noi o să găsim, plus că dacă nu se va demara investiția, așa cum scrie și în proiectul de hotărâre, în 7 ani de zile, faleza a revenit. S-au făcut întâlniri, domnul primar a participat cu colegii, am făcut întâlniri cu Consiliul Județean, cu secretarul, cu juridicul, ca să găsim o cale de a deveni parteneri, da? Sau să dăm în administrare. Nu este eligibilă nici acest termen de parteneriat sau de administrare. Pot să investească doar în calitatea de proprietar a terenului. Bun, în altă ordine de idei. Văd aici la articolul 3, da? Se spune acolo că dacă imobilul nu este folosit în conformitate cu destinația din proiect, revine la Consiliul Local. Păi n-am înțeles. Și dacă se finalizează investiția, de ce nu revine imobilul integral la Consiliul Local? Pentru că aici este faliza, la municipiul local, la municipiul Tulcea. Așa mi se pare corect. Normal și firesc să treacă la Consiliul Local, da? Aici e faliza de sute de mii de ani. Cum mai va trece faliza la Consiliul Județean? Nu s-a întâmplat, cred că suntem unicul oraș care facem lucrul ăsta, da? Și mai ales așteptăm, noi vorbim de descentralizare administrativă. Ce descentralizare administrativă e asta când totul trece la Consiliul Județean? Vorbim de autonomie financiară? Ce autonomie financiară e asta? Și mai târziu s-ar putea să facem și chiar regionalizarea, da? Unde se pare că Consiliul Județean nu mai are obligativitate. S-ar putea să dispară Consiliile Județene. Despre ce vorbim noi aici? Mulțumesc. Dacă mai dacă e permiteți, care vrea să discute. Dacă îmi permiteți. Da. Din cunoștințele mele știu că există un birou în cadrul primăriei în care ar trebui să acceseze fonduri europene. Vreau să știu în ce stadiu este acest birou. Câte persoane lucrează pentru accesarea de fonduri europene ca să nu ajungem a doua oară în cazul insulei Belina. Vă plângeți că nu sunt bani. Păi, domnul consilier, hai să lăsăm subiectul ăsta la diverse eventuali. Este ordinea de zi, e vorba de proiectul acesta, cred e foarte important. Cred că mi-am câștigat acest drept de a vorbi și având în vedere că este democrație, pot să vorbiți spun orice la diverse, în limitele bunului simț. Corect? V-am lăsat să vorbiți, dar e alt subiect. Da? Acum discutăm de faleză. Dacă mai are cineva... Da, e vorba de faleză. Dacă tot vă sunteți atât de intrigați de faptul că Consiliul Județean nu are fonduri, o să propun colegilor de la PSD să preluați Energotermul și să investiți în Energoterm, iar subvențiile anuale de 4.600.000 să revină acestei faleze a municipiului Tulcea, nu a județului Tulcea. Asta înseamnă că dacă trecerea falezei din primărie, de la Consiliul Local la Consiliul Județean, ar însemna ca faleza Tulcea, primăria Tulcea, să ne mutăm la Sulina, că facem parte din județ. Deci eu cred că ar fi necesar, domnule primar, să scoateți de pe ordinea de zi acest proiect și să nu se mai discute ever, never. Pentru că nu se poate așa ceva. Dacă mai are cineva ceva de... Dacă îmi permiteți, domnul președinte, vreau să reamintesc că... cetățeanul Șelaru, pentru că nu se comportă precum un consilier, nici măcar nu știe că un proiect asta de hotărâre... Asta e părerea noastră, da. Un proiect de hotărâre poate fi retras de către inițiator, iar inițiatorul sunt eu. Deci domnul primar nu poate să retragă proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi. Domnul președinte, permiteți Veniți la microfon. Mă rog. Un lucru vreau să vă spun.
că votați sau nu votați, Consiliul Județean demarează investiția. Gândiți-vă că noi facem investiția și peste 10 ani o să găsiți dumneavoastră sursa de finanțare. Gândiți-vă ce înseamnă că în acel moment să stricați tot ca să scoateți tot ce înseamnă infrastructură de sub faleze. Deci gândiți-vă foarte bine că noi dacă Consiliul Județean demarează investiția indiferent că primește sau la Consiliul Local cei 16.000 de metri pătrați. Ca să ne înțelegem. Va rămâne faleza împărțită în două. Lucru care se va vedea. O parte foarte frumos reparată, modernizată, armonizată cu ceea ce înseamnă o faleză sau o infrastructură portuară europeană. Și cealaltă parte de 16.000 în care dumneavoastră probabil o să plombați, care va fi altfel. În acel moment, tulcenii vor ști că acea faleză este a primăriei. Dumneavoastră credeți că pe tulcenii interesează că faleza este la primărie sau la Consiliul Județean sau că faleza trebuie să arate bine? S-au luptat atâta timp și președinți de Consiliul Județene și primari ca să aducă faleza la Tulcea să se poată investi. Putem investi acum. Deci, dacă nu ați înțeles, Consiliul Județean demarează investiția. Indiferent că da sau nu 16.000 de metri pătrați. Ce veți face după aceea, peste ani, când veți dori dumneavoastră să schimbați pe dedesubt scurgere, alimentări cu apă, nu știu ce se va fi atunci. Vă mulțumesc. Domnul vicepreședinte, întâmplarea face că am fost directul la PDM, cel care a făcut delimitările și măsurătorile am fost eu. Dacă mai are cineva ceva de spus, sunt în temă. Eu vreau să întreb, de ce nu trece toată investiția, da, la finalizare, în domeniul public al Consiliului Local? Mă interesează lucrul ăsta. De ce nu trece înapoi? Pentru că orice faleză trebuie să stea aici, da, la Consiliul Local. Și eu prefer să rămânem cu faleza decât să o dăm la Consiliul, da? Putem și noi, avem bani la Consiliul Local să investim și noi în faleză, da? Nu e mare lucru, până la urmă. Găsim noi proiecte europene, sunt atâtea proiecte europene. Programe sunt destule, da? Sunt proiecte europene. Nu putem noi la Consiliul Local, nu avem oameni cu, dar nu cred eu. Asta este și o ofensă asupra oamenilor noștri, angajaților noștri la fonduri europene, da? E și o ofensă. Rog frumos să nu mă provocați să vorbesc despre biroul fondurilor europene din primăria municipiului Tulcea. Chiar vă provoc, chiar vă rog. Eu am o părere foarte bună de colegii mei, da, din primărie. Dacă îmi permiteți, după o logică simplă, cred că în toate actele oficiale scrie acolo undeva faleza municipiului Tulcea. La toate dosarele care au plecat, la minister, la toate autoritățile publice, așa scrie clar, de zeci de ani, faleza municipiului Tulcea, nu faleza județului Tulcea. Județul are faleza de la Sulina, faleza de la Sfântul Gheorghe și toate celelalte. Cred că ar trebui să fim unici în România și să menținem faleza cetățenilor municipiului Tulcea, nu a județului. Domnul Șelaru, eu am înțeles despre ce vreți dumneavoastră să spuneți, dar credeți-mă că merge în altă parte toată chestiunea. Dacă mai are cineva ceva de spus, ați intervenit, hai să mai lăsăm și pe alții să-i spună părerea. Domnul președinte, chiar dacă nu sunt inițiator și nu sunt pentru că o să vă spun și motivul pentru care nu sunt, dați-mi voie totuși să spun și eu câteva cuvinte. Aș vrea să plecăm de la premiza că reprezentăm Consiliul Local, că suntem consilieri locali și suntem responsabili pentru ceea ce înseamnă gestionarea domeniului public al municipiului Tulcea. Evident că nimeni nu neagă oportunitatea acestei investiții, care este extrem de importantă pentru municipiul Tulcea și nu numai. Și nimeni nu neagă această oportunitate istorică, de altfel, de a avea la dispoziție, prin acest mecanism financiar ITI, fonduri substanțiale care sunt de natură să poată susține și reabilitarea falezei municipiului Tulcea. Sulina este al orașului, domnul Șelaru, ca să fac și precizarea asta. Nu vreau să mai
fac apel la memorie, știți că au fost eforturi deosebite de a prelua faleza de la PDM Galați la administrația publică locală, știți și parcursul acestor demersuri și că actualmente, iată, am ajuns în situația în care două instituții publice, reprezentative, zic eu, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Tulcea, sunt proprietarii acestui bun. Peste 16.500 de metri pătrați din domeniul public sunt ai Consiliului Local și în jur de 20.000, înțeleg eu, ai Consiliului Județean. S-au încercat, sper eu de bună credință, demersuri la reprezentanții guvernamentali ca să putem să avem un parteneriat între cele două instituții, Consiliul Județean și Consiliul Local, pentru a promova această investiție și înțeleg că au căzut toate una după alta, atât darea în folosință, darea în administrare și doar numai și numai în proprietate și atât, pentru că altfel înțeleg că proiectul nu poate fi considerat eligibil. Evident, Consiliul Local, Consiliul Județean, așa cum bine s-a spus, este situația în care trebuie să aloce niște fonduri, 2% de cofinanțare și așa mai departe, toate aceste fonduri vor trebui probabil în timp amortizate. Aș vrea să fim totuși foarte clar, repet, chiar fiind poate unul dintre cei mai mari susținători ai reabilitării falezei. Dar mi-am permis să nu fiu inițiator pentru că, cel puțin din punct de vedere moral, credeți-mă, nu vreau să mă încarc cu acest lucru. Trebuie să fim conștienți că 16.500 de metri pătrați din domeniul public al municipiului Tulcea de importanță zero se vor pierde definitiv sau forever, dacă vreți. Deci am încheiat-o. Deci noi nu vom mai avea un metru pătrat din faleza municipiului Tulcea, ca să fim foarte clari. Nu va mai exista municipiul Tulcea acolo. Înțelegem că acesta este prețul, mă rog, discutăm doar de un acord de principiu, să înțeleg. Dar probabil ăsta este primul pas. Înțelegem, repet, că acesta este prețul, deci se pare că doar aceasta este ecuația în care se poate rezolva această finanțare, această reabilitare. Dar, repet, toți consilierii, plecând de la premiza că noi nu gestionăm domeniul public al Consiliului Județean, ci suntem responsabili prin vot și prin semnătură de ceea ce înseamnă patrimoniul public al Consiliului Local. Deci acesta este prețul. Înțelegem cum stau lucrurile. S-a spus că și întăresc și eu că în fiecare an de pe faleza municipiului Tulcea, Consiliul Local încasa în jur de 100.000 de lei. Probabil și nu probabil, sigur, după această reabilitare, având în vedere că toți ne dorim ca lucrurile acolo să capete un alt contur și un alt gen de valorificare, în opinia mea, veniturile vor fi cel puțin duble. Deci trebuie să fim conștienți că de aici încolo această sursă de venit, mică, mare, cum o considerați noastră, dispare din bugetul Consiliului Local. Încă o dată, sunt cel mai mare susținător al reabilitării falezei. Pentru cei care nu înțeleg nici după două mandate ce vreau să spun și își asumă răspunderea prin semnătură, o să mai explic încă o dată. N-am o planșă ca să și exemplific altfel. Mi s-ar fi părut corect și vreau să vă spun că, având în vedere aceste considerente, am făcut și o propunere la nivelul
președintelui Consiliului Județean, nu știu dacă domnul Mita n-a fost prezent. Asta este. Nu există altă soluție. Deci o pierdem definitiv. Dar am spus că ar fi extrem de corect și rezonabil ca în această ecuație o instituție a Consiliului Județean să fie predată primăriei, de exemplu Teatrul Jean Bart. Și ar fi, în opinia mea, o soluție rezonabilă, de bună credință și de natură să rezolve cumva pierderea, repet, definitivă pe care Consiliul Local o înregistrează prin predarea cu drept de proprietate către Consiliul Județean a suprafeței de 16.500 de metri pătrați din domeniul public. Trecând peste faptul că, repet, nici eu, nici domnul Teodorescu nu suntem veșnici și probabil anumite manifestări pe care municipalitatea va avea dorința să le execute, ca să spunem așa, pe faleză, va trebui să fie aprobate de Consiliul Județean de la vremea respectivă, în ce condiții Dumnezeu știe de închiriere, de preț, pentru că este proprietar și stabilește regular. Da? Cine dă banii, comandă și muzica. Știți foarte bine. Și atunci am preferat totuși să nu intru în această ecuație, dar sunt de altfel obligat să vă spun și motivul pentru care nu sunt inițiator. Eu unul aș face acest amendament, chiar dacă este un acord de principiu, da, de acord, înțelegem, altă soluție nu există, dar Consiliul Local vrea Teatru Jean Bart. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă rog. O foarte scurtă intervenție. Vreau să le reamintesc tuturor colegilor că la sfârșitul discursului dânsului, domnul Iancu a spus că este un mare susținător al acestui proiect. Și pentru colegii care nu sunt de acord, oare nu vă gândiți că ar fi bine să tragem un gard, de exemplu, între faleza Consiliului Local și faleza Consiliului Județean? Nu credeți că ar fi nu e vorba mai niciun important să facem? Noi rămânem cu cei 16.000 ai noștri este un respect, cu cei 20.000 ai lor. Este un respect deosebit pentru domnul Iancu. Și Berlinul, dar problema este am o rugăminte. Haideți să ne suprapunem. Mă scuzați. Da? Este un respect deosebit pentru acel om. Dar numai puțin, că n-aș vrea să fiu greșit înțeles. Stimați colegi, nu sunt pentru blocarea acestui proiect de hotărâre, că vreau să fiu clar. Ca să nu anime aici minți mai puțin dedicate. Ba dimpotrivă. Dar, repet, mi se pare extrem de corect ca această cedare, încă o dată, de 16.500 de metri pătrați, să fie însoțită de o compensare instituțională, corectă, clară și rezonabilă. Vrem o entitate a Consiliului Județean pe care să o administrăm noi. Evident că nu vom obține aceleași profituri ca și cele de pe faleză. Suntem conștienți. Dar mi se pare o chestiune de minim respect între cele două instituții. Mulțumesc. Domnul Țiu, îmi pare rău că nu respectați cei 70.000 de tulceni și vă gândiți numai la garduri. Dacă ați fost obișnuiți să săriți gard cu gard, de fix problema dumneavoastră, această faleză este a municipiului Tulcea. De când eram copil de 3 ani, 4 ani, 5 ani, 7 ani, de când erau părinții mei la 20 și 30 de ani, iar dumneavoastră, dacă veniți în 2017 să treceți faleza Tulcea în proprietatea Consiliului Județean, sunt și eu curios ce spun tulcenii care anul trecut v-au votat. Dumneavoastră sunteți 4.600 de pesediști, iar în Tulcea locuiesc 70.000 de oameni. Ce este mai important pentru dumneavoastră? Cei 4.600 și restul 64 să trăiască cu gândul la gardurile făcute. Hai să fim serioși. Celar, ați terminat. Mai vrea cineva că vreau să trecem la vot nominal. Colegului și celorlalți colegi că astăzi, 20 ceva de mii de metri pătrați nu mai sunt al Consiliului Local. Poate că nu știți, dar în material este prezentat cu votărâri. Domnul Țiu, pe mine în 2016 m-au votat tulcenii.
nu tulcenii din județ. M-au votat cei din municipiu și de la vremea mea s-a părfalizat municipiul. Ce este așa de grav? Vă rog frumos să răspundeți la o întrebare. Știți că astăzi 20.000 de metri pătrați nu sunt ai consiliul local? Da sau nu? E doamna viceprimar, poate să-mi răspundă, că știe ce gândesc. Domnul Șelaru, vă rog, ați terminat? Domnul Șelaru, vă rog, ați terminat, domnule. Pe care să ne mândrim. Sunt la o parte patetismul, ce s-a mai spus pe aici și orgolile, până la urmă trebuie să gândim strict tehnic. Da? Dacă putem face această investiție, dacă putem suporta această investiție, doar noi, Consiliul Local, nu putem. Și nici nu se poate face această investiție așa fracționat. O porțiune o fac eu, că sunt proprietar, o porțiune o face celălalt proprietar. Din păcate, asta este situația falezei. Faleza e a Dunării, tehnic vorbind. Se pune această problemă, pentru că această investiție trebuie făcută în mod unitar. Faleza trebuie reabilitată toată, de la cheu până la dic. Nu putem merge pe bucățele. Poate nici mie nu-mi convine că unitatea administrativ-teritorială pierde acest bun. Dar trebuie să mă gândesc strict la această investiție. Dacă putem da tulcenilor o faleză modernă, o faleză funcțională. Corect. Vă rog, monopolizați discuția, da? Domnul președinte, da. Bine, se tot bate monedă pe acești 22 de metri, de metri pătrați, dacă nu sunt ai municipiului. Domnule, scopul demersurilor noastre și are primăria, Consiliul Local și are Consiliul Județean a fost ăsta. Să vedem primăria la Consiliul Local, faleza la Consiliul Local, dar ăsta a fost scopul. Pentru că nu știu, primăria, Consiliul Local, n-au avut reprezentanți în Guvern și în Parlament, cu putere de decizie, da? Maximă, meritoare a venit Consiliul Județean. Au avut reprezentanți în Guvern și în Parlament, cu putere de decizie mai mare decât acelor de la PDM Galați, de exemplu, care au fost reprezentanți ani de zile. Și de-aia n-am putut noi să luăm la Consiliul Local faleză, să știți. Da, vă mulțumesc. Trecem la vot. Dacă îmi permiteți. Nominal, vă rog. Viceprimar. La vot nominal. Domnul viceprimar, dacă îmi permiteți. Hai, ultima intervenție. Fac una pentru că președinte al Consiliului Județean, domnul Teodorescu, dacă n-ar vrea dânsul să-și dea partea către primărie și să fim noi în stare Consiliul Local să demonstrăm tulcenilor prin fonduri europene, prin activarea acelui birou din primărie, să angajăm 12-14 oameni care să acceseze fondurile europene și să dovedim tulcenilor că putem să facem lucrul acesta. Vă rog să-mi permiteți, domnul președinte, și vreau încă o dată să fiu cât se poate de înțeleasă și de clară. Nu este un scop al Consiliului Județean de a prelua faleza ce aparține Consiliului Municipal Tulcea. Și repet încă o dată, pe axa POIM, da? Consiliul Local Tulcea, cum toate consiliile locale din țara aceasta, nu sunt eligibile. Entitatea eligibilă pentru demararea unor astfel de investiții, de infrastructură, că sunt drumuri și poduri, că este faleză, că sunt reabilitări portuale, entitatea eligibilă este Consiliul Județean Tulcea. Acesta este motivul pentru care eu fac acest demers de a iniția acest proiect de hotărâre. Nu se pune problema să ne dea Consiliul Județean nouă faleză. Și vă repet, domnul Șelaru, cu tot respectul, vă rog frumos să mai frunzăriți și dumneavoastră programele operaționale, să vă uitați peste ghidurile europene, să vedeți ce înseamnă o entitate, ce înseamnă să ai eligibilitate în activarea unor fonduri europene. Deci, lăsând deoparte orice demers al dumneavoastră emoțional, v-am înțeles, voturile contează, e foarte bine că v-am votat. Emoțiile, vă rog frumos. Deci, este un proiect atât de serios
încât mi se pare că dumneavoastră chiar bagatelizați această ședință. Da, se pare. Înțelegeți? Deci mă determinați să vă răspund pe Turc. Da, trecem la vot nominal. Poftiți. Doamna Ardeleanu Daria. Ce s-a? Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog. Aș vrea să propunem și noi, din partea Partidului Național Liberal, un amendament. Trecerea teatrului Jean Bart din domeniul public al Consiliului Județean în domeniul public al Consiliului Local și în administrarea Consiliului Local, da? Dacă sunteți de acord. E o întrebare, dar credeți-mă că n-are cine să vă răspundă la chestiunea asta până nu intrăm. Nu, amendamentul vine în urma... E o întrebare, a pus o întrebare, este... nu amendament. Dacă tot nu avem bani să construim, să investim în faleză, nu avem bani să investim nici într-un teatru în municipiu, da? Și atunci e bine să mergem la schimb cu ceva. Dacă permiteți, ați văzut că în materialele pe care le avem la MAPA apare acolo solicitarea Consiliului Județean pentru această hotărâre de Consiliul Local despre care discutăm acum. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră, cred că ar trebui să înceapă printr-o solicitare a primăriei Tulcea, a Consiliului Local al municipiului Tulcea, către Consiliul Județean, la care, bineînțeles, dacă vor fi de acord, și e foarte posibil, să facă exact ce facem noi azi. Așa, aveți dreptate, domnule. Deci, să inițiez, dar nu vreți să luăm și teatrul național. Dar tot au ușurință. Facem un amendament. Ce-o pedică să inițieze și proiectul celălalt? Schimb. Deci nu mai puteți, stimați colegi, cu atât revin la faptul că este un acord de principiu. Nu văd de ce amendamentul propus stârnește zâmbete în sală. Și aș vrea un motiv serios din partea cuiva care e în stare să mi-l dea. De ce... E un amendament pe care Consiliul Județean și-l însușește sau nu. Dar vreau un motiv serios din partea noastră, repet, în calitate de consilier local ai municipiului Tulcea și de membrii PSD, da, vă rog mult de tot. Dați-mi un motiv serios de ce considerați că pentru responsabilitatea pe care o aveți de a gestiona domeniul public al Consiliului Local, considerați că această solicitare este inoportună, caragioasă sau scoasă din context. Dați-mi un motiv serios. Eu consider că un schimb echitabil este tot de teren. Nu? Nu credeți că poate ar putea fi schimbat un teren ce aparține Consiliului Județean? Nu, Consiliul Județean nu are terenuri de 16.000 de metri pătrați în municipiul Tulcea, doamna viceprimar. Și nu sunt dispus să solicităm schimburi la Pardina, că nu e normal. De aceea mi s-a părut că o entitate, este vorba de un teatru municipal. Evident, Consiliul Județean a făcut niște eforturi deosebite la vremea respectivă, prin Banca Mondială, nu mai spun cine că n-are rost, foarte bine că a reușit să se reabiliteze această clădire, este grevată de sarcini, dar nu, este liberă de orice sarcini, îmi cer scuze, și cred că, într-o manieră rezonabilă și respectoasă față de cele două instituții între ele, poate fi o soluție care să închidă discuția și cu ocazia aceasta Consiliul Județean poate să se implice în ceea ce înseamnă reabilitarea întregii faleți. Nu văd de ce nu ar fi posibilă decât dacă suntem mânați de alte interese și nu acela de a reprezenta interesele Consiliului Local. Repet, evident, faleza va fi a Consiliului Județean, e clar. Dacă îmi permiteți să răspund domnului primar, să înțeleg că, de fapt, problema nu este că... Nu răspundeți mie, răspundeți tulcerilor și consilierilor. Răspund tulcerilor. Dumneavoastră ați adresat o întrebare. Considerați că dacă se va face acest schimb, să zic, da, atunci tulcenii vor fi, cel puțin alegătorii domnului Șelaru, vor fi satisfăcuți moral că se va numi faleza județului Tulcea, dar are un teatru. Hai să luăm biblioteca județeană. Am încercat să nu mai luați în discuțiile dumneavoastră. Deci, doamna viceprimar, nu discutăm de... sunteți mânată numai de chestiuni... Deci, doamna, nu discutăm de avantaje politice. Cu tot respectul, doamna viceprimar.
Deci, spuneți-mi de ce considerați că această propunere este neavenită și neoportună. Nu îmi duceți discuția a legăturii... Este ca și când eu vin la dumneavoastră, vin și propun ca o parte din curtea dumneavoastră să revină mie, fără să vă cer dumneavoastră acceptul. Păi, dar noi o parte din curtea noastră o dăm, doamnă, 16.500 de metri pătrați. Așa cum s-au dat mii de metri pătrați în municipiul Tulcea în acești ani. Bun. În domeniul privat. Repet, eu moral am vrut să mă explic de ce nu sunt inițiatorul acestui proiect și să fac cu umilință o propunere care mie mi s-ar părea extrem de rezonabilă, în continuare în defavoarea Consiliului Local, dar este un minim gest de bunăvoință pentru ceea ce înseamnă înțelegerea de către Consiliul Local dă dovadă și predă toată această suprafață într-un scop nobil, de altfel însușit de ambele entități, de reabilitarea falezei. Dacă cineva mă poate contrazice cu argumente pertinente și reale și nu cu alegătorii nu știu cui, să o facă. Dacă nu, asta e. Bine, vă mulțumesc. Interesant este că un consilier local și un viceprimar cu ceilalți colegi lucrează atât de intens pentru Consiliul Județean și nu pentru municipiul Tulcea. Mulțumesc. Când vulturii tac, da, trâncănesc papagalii. Cam așa sunteți dumneavoastră. Doamna, acolo. Eu sunt sătul de nucile doamnei Suhov, sunt sătul de trompetele dumneavoastră în mediul online, puse special. Eu știu că sunteți ofensată, foarte ofuscată de anumite probleme care s-au întâmplat recent în viața dumneavoastră și credeți-mă că nu dumneavoastră sunteți aici să-mi dați mie public educație. Lăsați-i pe Tulceni să decidă și propun... Dar dumneavoastră trăiți cu mine în casă sau știți că... Propun... Sper că am încheiat subiectul. Da. Vă rog foarte mult. Supunem la vot. Poftiți? Da. Formulați amendamentul. Nu credeți că e mai bine să întrebăm pe toți tulcenii printr-un referendum? Nu e de râs, domnul Mita. Nu e de râs, că râsul dumneavoastră din colț are anumite interese. Stați liniștit că le știm pe astea. Cunoaște. Vă rog, formulați amendamentul. Deci proiectul de hotărâre privind trecerea Teatrului Jean Bart din domeniul public, al Consiliului Județean, de administrarea Consiliului Județean, în domeniul public al Consiliului Local și în administrarea Consiliului Local prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniului. Deci un amendament. Formulați la proiectul proiect. Da? La acord de principiu. Acord de principiu e un proiect și asta e. Fundamental. Da. Nu prea sună în sfârșit. Încă o dată, văd că deci, treburile... Deci, dați-mi eu... voie să formuleze amendamentul. Ia formulați. Ok, e în regulă. Am înțeles. Bun, e în regulă. Nu mai propun niciun amendament. Hotărâți noastră. Vă rog. Dar încă o dată sunt extrem de mâhnit de poziționarea dumneavoastră total în afara intereselor Consiliului Local. Lucrul ăsta m-a mâhnit. Nu este. Este nedrept din partea dumneavoastră, domnul primar, mai ales pentru faptul că ați participat la nenumărate întâlniri. Doamna, reveniți la Teatrul Jean Bart, lăsați-mă Jean Bart, da? Că sunt de acord cu deci ce ați participat la nenumărate întâlniri cu juriști, cu secretari, da, de la Consiliul Județean. Vă rog, puteți să nu țipați? Da, pot să fiu și cameră, dar dumneavoastră deja încercați să duceți în altă... Nu, vă rugăm mintea mea, da? nu ridicați tonul. Am spus că nu sunt pentru blocarea acestui proiect de hotărâre. Dar faceți lucrul acesta... Îmi dați voie. Dos. Nu știu cu dosul și cine lucrează cu dosul. Eu v-am spus o chestiune clară, pertinentă și extrem de rezonabilă. Sunt pentru predarea terenului către Consiliul Județean. Încă o dată, sunt pentru predarea în proprietate și pierderea definitivă de către Consiliul Local al acestei suprafețe
înțelegând condiția, foarte bine să cu se facă. Cu tot respectul, dar eu nu pot să decid în locul Consiliului Județean, doamne, ca o, ca doamne, o instituție care este în subordinea face... Consiliului Județean să vină la Consiliul Local. Dumneavoastră aveți atâta experiență administrativă, păi, cum puteți de asta să... Vă rog cu respect, ascultați-mă, da? Și experiența mea e în administrație, câștigată, nu pe Facebook. Păi în administrație, deci, domnul primar, cum puteți să cereți dumneavoastră o proprietate a unei alte entități? Doamne, este un acord de principiu pe care noi îl încondiționăm prin predarea către Consiliul Local a acestei entități care devine teatru municipal. Doamne, aici vreau să-mi dați o explicație. Și spuneți-mi de ce este ilegal. Dacă Consiliul Local dorește ca Teatrul Jean Bart să intre în proprietatea publică a Consiliului Local, așa cum noi suntem de acord ca 16.500 de metri pătrați din domeniul public al Consiliului Local să intre în domeniul public al Consiliului Județean. Rămâne ca noi, Consiliul Local, să facem un demers către Consiliul Județean, așa cum și ei au făcut un demers și ne-au solicitat acordul de principiu pentru acești 16.000 de metri pătrați. Nu așa este normal. Noi, Consiliul Local, putem să facem acest demers către Consiliul Județean. Dar nu printr-un amendament la un proiect care nu are legătură cu proiectul în sine. Ba da, are și eu insist să se supună la vot. Noastră majoritatea decideți. Acum să înțeleg că se condiționează... Domnilor consilieri, haideți că de așa... Am o rugăminte la dumneavoastră, 5 minute să vă puneți de acord și o parte și cealaltă. 5 minute, am oprit. O să fiu pus în situația să contrasemnez o hotărâre modificată printr-un amendament care nu are legătură cu acest proiect. Vă mulțumesc frumos, doamna secretar. Vă mulțumim foarte mult. În sfârșit, cineva care gândește. 5 minute aveți timp să vă gândiți la toate. O rămânăm, vedem. Domnule, aici de o pauză de 5 minute. Pauză de 5 minute. Hotărâți-vă, ori se amână ăsta, ori obținem bacul, obținem un acord. Băi, da. Foarte bine, dar nu putem să facem acord. A băgat cu oameni care... Stimați colegi, putem să venim, uitați, colega mea are o propunere. Să construim noi un teatru municipal, pentru că se fac deja demersul să obținem grădina de vară, da? Și acolo putem să construim un teatru municipal, pentru că ne dorim un teatru municipal. Nici nu contează unde este teatru, că este tot al tulcenilor. Domnilor colegi, v-am rugat, 5 minute aveți timp să... Domnul doctor, vă rog eu foarte mult. Și doamne, 5 minute, gândiți-vă la... Vă rog, doamnă, că v-am oprit din discurs și aveți întâietate și după aceea o să trecem la vot. Noi am înțeles foarte bine și ce înseamnă proiectul și ce înseamnă acest lucru pentru cetățenii tulceni. Vrem cu toții o faleză modernă și tulcenii noștri au nevoie de așa ceva și cred că trebuie să-i și respectăm. În același timp, însă, ce am gândit noi și dacă putem să gândim toți consilierii locali, gândim că suntem o familie și administrăm un anumit bun, ne-am dorit ce v-am propune și dumneavoastră, o adresă oficială pentru ca, prin care executivul Consiliului Local să formuleze o solicitare către Consiliul Județean privind transferul de proprietate al Teatrului Jean Bart către Consiliul Local. De ce spun așa ceva? Pentru că noi pierdem niște fonduri, tot timpul avem nevoie de bani, doamna viceprimar pe bună dreptate spunea că avem nevoie de un alt teatru. De ce nu? Dar atâta timp cât noi dăm această faleză, din care am reținut că scoatem anual minim 100.000 de lei, da? Asta înseamnă niște bani pierduți la nivelul municipiului. Cum putem să recuperăm? Nu toți, că am înțeles că nu există o echitate între banii pe care i-am fi luat noi de pe faleză și de la Teatru Jean Bart. O parte din sumă poate și domnul director ne poate spune la nivel la nivelul unui an calendaristic cam ce sume s-ar putea. Suntem, eu așa gândesc și noi așa gândim că ar fi bine, așa simt, că ar fi bine să fim toți o echipă, să gândim pentru binele municipiului Tulcea, pentru tulcenii noștri. Vă mulțumesc. Întrebarea... Vă rog, dacă se poate. Da. Teatrul Jean Bart să treacă la primăria municipiului Tulcea,
ca instituție, cu tot ce înseamnă personal care deja este angajat, sau doar clădirea, imobilul să treacă în... E schimb doar de terenuri și clădiri, sau efectiv să se înființeze Teatrul Municipal Jean Bart? Preluare. Pentru că înseamnă... el acum este centru cultural, sunt trei instituții, sunt trei secții în cadrul centrului cultural. Am înțeles. Iar bugetul este de 2880 de lei, 1000 lei, adică 28.880.000 pe an. Alocat subvenție din partea Consiliului Județean. Avem noi banii aceștia la municipiul Tulcea să-i dăm, adică pierdem 100 de mii, dar dăm 2 miliarde și... 28 de miliarde, da. Eu cred că se poate face un studiu, ne putem întâlni, ne putem analiza și... Deci, ar fi bine să preluăm clădirea, ar fi bine să... Ar fi bine, să, dar da? Discuția trebuie văzută și tot ce presupune organigrama unui teatru. Am înțeles. Pentru am că înțeles acum trebuie să specific spuneți. Că nu sunt actori angajați. Da, 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 cunosc. Deci aceste 2.880.000 cu actori angajați probabil va ajunge teatrele municipale și aici dau exemplu de Râmnicu-Vâlcea, acum am întors, a fost concurs de manager, are la 4 milioane bugetul. Și sunt două teatre acolo, e Teatru Anton Pan al Consiliului Județean și Teatru Municipal Ariel al Primăriei din Râmnicu-Vâlcea. Cred că ne putem întâlni, putem discuta, ne puteți aduce situația, da? Și putem decide împreună. Dar cred că este bine spre, pentru tulcenii, pentru noi ca medii. Da. Da, însuși în punctul putem. Dumneavoastră de vedere și o să facem demersul acesta comun și consilierii municipali PSD și consilierii municipali PNL și ceilalți consilieri dacă doresc să se... alături acestui demers. Dar să supunem un amendament la actualul proiect de hotărâre este nul. Adică, okay. Vă mulțumesc. De aceea am venit cu această propunere. Domnul Șacu, nici noi nu dăm faleza cu administrație cu tot. Nici noi nu dăm faleza cu administrație cu tot, da? Așa că vrem teatru. Ai expus destul de clar, doamna. Rămâne pentru viitor să se facă o analiză, să vadă costuri și așa mai departe și aveți susținerea. Dar acum noi nu putem să nu votăm sau că nu s-a dat nu știu ce. Păi, și acum clădirea va fi a primăriei și... Am înțeles. Domnul director, supunem la vot supunem nominal. Doamna Ardeleanu Daria, domnul Chistrugă Corneliu, domnul Ciureanu Constantin, domnul Drăniceanu Daniel, domnul Giambazu Daniel, doamna Litrin Elisabeta, doamna Luca Andaluzia, pentru. Domnul Marin Cezar, pentru. Domnul Marinescu pentru. Petre, doamna Pavel Viorica, pentru. Domnul Spunoaie Ionuț, pentru. Domnul Stoica Gabriel, doamna Suovanca, domnul Șapustere, potrivă. Domnul Șelaru Marian, potrivă. Domnul Ștefan Ionuț, pentru. Domnul Teodorescu Mircea, pentru. Domnul Țiu Gabriel, domnul Vâlcu Dumitru, doamna Bizauer Lavinia, cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul. Vă mulțumesc, trecem mai departe. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 212 din 28.09.2017, privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire bloc locuințe, intravilan 23, vie 355, din Tulcea și a regulamentului local de urbanism aferent. N-am mai spus de numărul cadastral și CFR. Da, sunt avizate comisiile 2 și 5. Cine este? Comisia 2. Comisia 2 aviz favorabil cu un amendament, rog. O observație și o solicitare care sunt valabile și pentru următoarele 8 puncte. Formulez amendamentul? Vă rog. Deci, în continuarea
În primul rând vreau să vă spun că Consiliul Local Tulcea, prin hotărârea 102 din 27.10.2016, a reglementat în felul următor. Perioada de valabilitate a planului urbanistic de detaliu este de 3 ani de la data comunicării hotărârii de aprobare a acestei documentații de amenajare și a teritoriului și de urbanism. Articolul 2, perioada de valabilitate a planului urbanistic zonal și a regulamentului local este de 5 ani de la data comunicării hotărârii de aprobare a acestei documentații de amenajare a teritoriului de urbanism și, atenție, articolul 3, valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism menționate la articolul 1 și 2 se extinde de drept asupra pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate până la finalizarea acestora. Din noiembrie 2016 și până luna trecută, articolul acesta cu prelungirea nu a apărut în hotărârile de Consiliul Local care aprobau, prefectura s-a sesizat și ne-a impus pentru cele din luna septembrie să facem treaba asta. Am observat că executivul a venit și cu cele din luna octombrie cu aceeași rectificare. Rugămintea mea și amendamentul era ca... revenim la punctul 20 la care eram. Și amendamentul ar fi așa. Articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local și așa mai departe, după cum urmează. Articolul 2. Perioada de valabilitate a documentației, plan urbanistic zonal și a regulamentului local de urbanism aferente aprobate la articolul 1 este de 5 ani de la data aducerii la cunoștință a prezentei hotărâri, perioadă ce se extinde de drept până la finalizarea investiției dacă aceasta a fost demarată în interiorul celor 5 ani și vă propun ca amendament să continuăm conform HCL numărul 102 din 27.10.2016 privind aprobarea perioadei de valabilitate a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Acesta ar fi amendamentul care este valabil pentru toate cele 9 puncte. Supunem la vot acest amendament. Și, mai aveți ceva de completat? Rugăminte către executiv. Părerea Comisiei de Comisiei 2 este că ar trebui să venim și cu celelalte hotărâri să le aplicăm aceeași modificare. Deci la hotărârile din noiembrie 2016 până în august 2017. Toate aprobările de documentații de urbanism ar trebui supuse aceleași proceduri fără să ne mai atragă cineva atenția. E regulă. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Supunem la vot întregul hotărârea modificată. Cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 213 din 28.09.2017, privind aprobarea planului urbanistic zonal, construirea locuințe colective, strada Griviței, numărul 6868B, Tulcea, și a regulamentului local de urbanism aferent. Au fost sesizate comisiile 2 și 5. Avizele, vă rog. Comisia 2? Aviz favorabil cu același amendament. Comisia 5? Supunem la vot. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 214 din 28.09.2017, privind aprobarea planului urbanistic zonal, construirea bloc locuințe, strada Mircea Vodă, numărul 44, Tulcea, și a regulamentului local de urbanism. Comisiile 2 și 5, același amendament. Comisia 5. Pune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 215,
din 28.09.2017 privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire bloc locuințe P+4+C retras, strada sublocotenent Gavrilov Corneliu, numărul 185B-187, Tulcea, și a regulamentului local de urbanism aferent. A fost sesizate comisiile 2 și 5. Același amendament rămâne și comisia 2, favorabil, da? Comisia 5, da. Se pune la vot. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 216 din 28.09.2017, privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire hală depozitare, șoseaua Tulcea Agighiol, kilometru 8, Tarla 258, parcelă 4231. Nu mai discutăm. Deci același amendament și supunem comisia 5, avizul. Supunem la vot, cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 217, aceeași dată, privind aprobarea planului urbanistic zonal, ansamblu locuințe colective, birouri, spații comerciale, alimentație publică, amenajări exterioare, spații verzi, strada barajului, Tarlaua 24, vie 371 Tulcea, regulamentul local de urbanism aferent și introducerea în intravilana suprafeței de 6.323,04 metri pătrați prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea. Comisia 2, aceeași comisia 5, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 236, din 26.10.2017, pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului, numărul 21, privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire bloc, locuințe, strada Isaac și 53-53A, Tulcea, și regulamentul local de urbanism aferent. Comisia 5. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru amendament și în întregimea lui. Hotărâre. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea hotărârii Consiliului Local, aceeași dată, privind aprobarea planului urbanistic zonal, construirea ansamblului rezidențial intravilan, Tarla 60, parcelă 1773, Tulcea, și a regulamentului local de urbanism. Comisia 5. Este, da, supunem la vot amendamentul și în întregime proiectul. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind aprobarea planului urbanistic de detaliu concesionare teren în vederea construirii unei stații de reglare de sector SRS1, parte componentă a sistemului de distribuție gaze naturale din municipiul Tulcea, strada Primăverii, numărul 20. Comisia 2 și 5. Avizele, vă rog. Comisia 2. Comisia 5, că e vorba de stația de medie presiune, da? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Sunt sesizate comisiile 1, 3 și 5. Vă rog avizele. Comisia 1? Favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017. Sunt sesizate comisiile 1, 3 și 5. Vă rog avizele. Comisia 1? Favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru?
Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2016-2017, aprobate prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, numărul 225, din 26-10-2017. Au fost comisiile 1, 3, 4 și 5. Avizele pentru Comisia 1? Favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Comisia 5? Favorabil. Se pune la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Tulcea și Direcției de Asistență și Protecție Socială ca membri fondatori cu alte persoane fizice și juridice române în vederea constituirii Asociației Grupul de Acțiune Locală Viitor pentru Tulcea. A fost avizate comisiile 1, 3, 4 și 5. Avizele, vă rog. Comisia 3? Comisia 4? Favorabil. Comisia 5? Favorabil. Se pune la vot. Cine este pentru? Abținere. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Bun, noi am făcut acest demers. Sper să nu fie degeaba. Pentru că aici iar va trebui să vă spun cu părere de rău că deoarece nu am putut să întrunim în cursul unei zile vorumul de consilieri spre a fi prezenți pentru a promova acest proiect, suntem pe calea de a pierde vreo 7 milioane de euro. Revin din nou cu rugămintea respectoasă să nu credeți că convocările de îndată este un moft a cuiva din primărie. Chiar dacă înțeleg că în redactarea documentelor mai greșim în enunț, de asta este Consiliul Local să ne corijeze, să vină cu propuneri, dar, repet, dacă suntem în situația să facem o convocare de îndată, o facem pentru că chiar suntem condiționați de timp. Și ați văzut, s-a pus problema aici al lipsei unor resurse financiare, că nu avem de unde, că nu s-a întrunit vorumul, acum suntem într-o perioadă în care s-ar putea să ne scoată total din depunerea acestor proiecte. Doamna viceprimară a spus că poate se mai amână, dacă nu poate, domnia sa la ministru va avea suficientă, să spunem, amplitudine în așa fel încât ministrul să accepte. Mă rog, eu îi doresc succes, dar am rețineri. Dar chiar mi-aș dori să întâmple așa. Deci, vă rog, când sunteți convocați de îndată, asumați-vă calitatea de consilier local și în această situație, care nu poate fi plăcută tot timpul, dar chiar credeți-ne că nu vă chemăm ca să facem sesiune de poze. Și rugămintea este adresată întregului eșicher politic din zona Consiliului Local, ca să nu se creadă cineva că mă adresez cuiva. N-avem bani. Avem. Încercăm să găsim soluții, dar iată, când suntem convocați, considerăm că este mai comod să nu răspundem. O singură remarcă vreau să fac legat de grădina de vară Dacia. Aici, dacă o obținem vreodată, condiționarea va fi să fie tot cinematograf și sală de spectacole, da? Nu cred că ar fi oportun, cel puțin la mărimea orașului Tulcea, să mai avem un teatru. Bă, e opinia mea. E bine să-l folosim și îl folosim bine pe cel care este. Iar cu grădina de vară Dacia e o altă zbatere a mea de ani de zile, când în prezența primului ministru Ponta și a președintelui Teodorescu am adresat această rugăminte și mi s-a spus: primare, într-o lună ai teatru. Grădina de vară, Dacia. Îl avem. Deci se pare că aici, nu știu, cred că sunt niște interese care depășesc cu totul dorința noastră, pentru că s-au făcut plângeri peste plângeri, demersuri peste demersuri, unii au și apărut în presă că au vorbit la Ministerul Culturii, forți deputați, forți senatori, și au făcut titluri de glorie din aceste intervenții. O să facem, o să
În adevăr, vreo 2 ani de zile tot am prevăzut și bani în buget ca să o reabilităm. Ea a ajuns, din păcate, în situația în care dacă vreodată vom reuși să o recuperăm, deci, în accepțiunea mea, ideea este să fie tot din zona exclusiv culturală și nu de altă natură, dar că unora cred că li se pare mai bine să fie un hotel acolo. Unora. N-au nicio treabă cu Tulcea. Da? Asta e. Vă mulțumesc. Am ajuns la punctul diverse, unde avem 3 petiții. Din partea Uniunii Salvați România, filiala Tulcea, domnul Negrea Bogdan Paul, președintele, adresat de APS-ul. Sunt date în scris. Se referea la consiliile civice care practic le consideră inactive. Pentru a da câteva detalii, doamna Andrei este? Vă rog, doamna Andrei, succint, prezentați răspunsul, că eu l-am înscris aici. Veniți la microfon, veniți să vă audă. Cred că mă aud și de aici. Da? A, și dacă vorbiți mai tare. Materialul pe care îl aveți fiecare din România voastră cuprinde toate informațiile care s-au solicitat în acea adresă. Doar vreau să fac precizarea că Direcția de Asistență și Protecție Specială cred că m-am auzit până acum, continui. Direcția de Asistență și Protecție Socială, după cum ați văzut și în materialul pe care îl aveți, nu are obligația de a întocmi raportul de activitate al Consiliilor Civice de Cartier, a fiecărui Consiliu Civic, nu are ca și obligație organizarea efectivă a adunărilor cetățenești, asigură sprijinul logistic și tehnic pentru aceste întâlniri. Și când vorbim de sprijin logistic și tehnic, ne referim la facilitarea legăturii între cetățean și serviciile publice cu atribuții în domeniu, referitor la problemele semnalate. Deci asta spun, problema semnalată de cetățean și serviciu public cu atribuții în domeniu. Și respectiv, asigurarea spațiului, în acest sens ați văzut și în material, este încheiat protocolul de colaborare prin asigurarea spațiilor pentru desfășurarea întâlnirilor la sediile școlilor, liceilor, din zonele de fiecărui Consiliu Civic de Cartier. Deci, informațiile cred că sunt complete. A fost transmise și înscris domnului președinte. Vă mulțumesc, doamne. Mulțumesc. Avem 2 petiții de la Cactus, domnul Rusu, de care cere lista completă cu membrii Consiliului Local, Tulcea, telefoane, sediul unde se țin audiențe și unde are punctul de lucru. Și încă o chestiune, situația fondurilor nerambursabile primite prin bugetul local Tulcea. Conform legii 350, aveți lista aici, da, cu toate fondurile nerambursabile. Și pentru chestiunea inițială, deci pentru modul și unde fac consilierii noștri audiențe, DAPL-ul, țineți legătura cu DAPL-ul și veți afla de fiecare dată. Dacă mai e cineva din sală care vrea să ridice vreo problemă. După maratonul acesta și după, cred că v-ați plictisit și dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult și... Permiteți! Domnul Rusu, păi... Am făcut și o adresă, adresa pentru spațiu. Ai răspuns, a, la DAPL, la DIAP, la DIAP, acolo trebuie să mergi. Nu, președinte. Am făcut o cerere pentru spațiu. Pentru spațiu, DIAP-ul se va ocupa de treaba asta. Dacă are... Nu. Da, vă rog. Permiteți, e o
rugăminte pe care o adresez domnului primar din partea consilierilor locali, nu știu dacă sunt toți în același sentiment, dar cu partea am discutat dacă s-ar putea stabili ca ora ședințelor consiliului local să fie alta decât ora 10. Recunoaștem că până la ne este destul de greu să ajungem. Ați făcut referire și la acea ședință de îndată. Eu spun că de cele mai multe ori și aproape de fiecare dată am fost prezenți. Am făcut efortul toți de a fi prezenți la aceste ședințe de îndată sau extraordinare, pentru că înțelegem importanța punctelor de pe ordinea de zi. Din păcate, la ședința de îndată trecută, intervalul a fost destul de scurt, de 2 ore. Mulți dintre noi nu eram în localitate și în măsură să venim la acea ședință. Am mai încercat și după amiază, la fel aceea situație. Ca dovadă că și colega mea, Claudia, astăzi nu a putut fi prezentă, de aceea rugămintea noastră era dacă s-ar putea o altă oră, ora 1, ora 13, nu vom ține nici executivul peste program. Cred că e o oră la care fiecare și-ar putea aranja programul încât să nu lipsească de la... Poți să vă dea domnul primar răspunsul? Era o rugăminte. Nu o să vă dea domnul primar răspunsul. Nu duceți grijă executivului, că oricum o să stea cât este nevoie. Rugămintea mea, plenul Consiliului Local, cineva să facă o propunere și noastră vă votați și propunerea. Nu vă fac eu programul. Faceți o propunere, supuneți-o votului și... să fie asumată de către... Facem această propunere ca ședințele Consiliului Local să fie stabilite în principiu la ora 13. Da. Vreau să supuneți la vot. Supune la vot. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rezistat acestui maraton și vă doresc tot binele din lume. Ședința s-a închis.